Ok, să dau drumul la toate sistemele. Bun. Bună seara. Sunt botezatul Romeo. Bun. Să văd cum funcționează, dar să nu mai aud dublu. Bun. Sunt botezatul Romeo, terapeut și terapeut în cadrul Asociației Practicienilor de Reiki și Terapii Complementare din Bacău. Maestru Reiki, cine mă știe, pentru cei noi. Bun. Acum suntem la a doua sesiune, al doilea seminar despre spiritualitate și am început aceste seminare cu Reiki. Data trecută am discutat despre mai multe subiecte vis-a-vis de Reiki, inclusiv de idealurile Reiki. Da. Să văd aici. Să fiu aproape, să vă am și aproape la comentarii. Cine mai dorește să adreseze întrebări, le pot pune aici sub video, eu le voi vedea. Da? Bun. Înainte de a reaminti idealurile Reiki, vreau să vorbesc un pic despre aceste sesiuni, aceste seminarii live pe care le fac pe pagina mea. Scopul lor este de a conștientiza încă o dată toate persoanele care doresc, vor și pot să crească din punct de vedere al conștiinței. Această creștere este pentru toată lumea, dar la ea, din experiența mea, nu vor ajunge toți, ci doar cei care au o dorință spre a căuta lucruri noi și a căuta să se dezvolte pe ei. Da? Ei, de ce neapărat seminarii de spiritualitate? Pentru că acesta este următorul nivel a ceea ce am făcut eu în Trăiesc Intenționat, în cele 5 luni de Trăiesc Intenționat. Atunci am conștientizat partea fizică, am zis că nu folosesc să nu folosesc tabla, dar până la urmă am gândit să o folosesc. Așa cum am tot spus în cele 5 luni, noi oamenii trăim în 3 planuri. Da? Iar aceste 3 planuri în care trăim sunt planul fizic, planul mental, da, și planul spiritual. Deci acestea sunt cele 3 planuri în care trăim în același timp. Fizic, mental, rațional și cel spiritual. În cel fizic suntem zi de zi, clipă de clipă, în continuu, îl simțim prin toate simțurile numai un pic pentru că nu intră și Cristina prin toate simțurile noastre. Da? Cel mental și rațional deja
se duce un pic către partea spirituală, pentru că el face tranziția între spiritual și fizic. Da? Și cel spiritual care ține de tot ceea ce înseamnă spiritul nostru, programele care sunt și rulează în structurile noastre, fără ca noi să fim conștienți de cele care nu suntem conștienți. Dar sunt și programele pe care noi le avem conștient. Da? Bun. Deci acestea sunt cele trei planuri, planuri de care vom tot vorbi de acum încolo în toate seminariile pe care le voi face în, despre această lume fantastică spirituală. Un pic aici. Așa. Bun. Ei, și acum să vă readuc aminte idealurile Reiki pentru cei care nu au participat la prima parte a seminarului. Acestea nu sunt multe. Idealurile Reiki sunt 5 idealuri. Sunt asemănătoare cu poruncile, cele 10 porunci asemănătoare. Au același rol. Cu cele 10 porunci din creștinism, da? Și aceste idealuri spun, doar astăzi mă eliberez de orice îngrijorare, doar astăzi mă eliberez de orice supărare, a doua, a treia este, doar astăzi sunt plin de gratitudine și respect strămoșii. Al patrulea ideal este doar astăzi trăiesc cinstit. Da? Și al cincilea ideal este doar astăzi respect viața în jurul meu sub toate formele ei. Sunt 5 idealuri după care dacă ne-am conduce zilnic sau 24 din 24, noi am fi niște oameni total diferiți, în ce sens? În sensul bun. Da? Pentru cei care sunteți pe Zoom, în momentul, dacă vreți să aveți întrebări, îmi scrieți pe chat, eu o să văd chat-ul și vă răspund. Da? Bun. Bine. Deci acestea sunt idealurile Reiki. Le-am vorbit data trecută. Găsiți acest video pe Facebook. Trecem mai departe. Ei, de ce am ales Reiki? Pentru că pentru mine, personal, Reiki mi se pare cel mai ușor sistem care poate fi accesat de oricine. Deci oricine poate accesa acest Reiki, îl poate învăța și îl poate folosi în terapie, atât pentru ei, cât și pentru cei din jurul lor. Da? Este baza de la care fiecare om poate pleca în descoperirea lumii spirituale. În afară de lumea spirituală pe care au descoperit-o prin creștinism, pentru că suntem în România, aceasta a fost prima formă spirituală descoperită de noi. Dar mai sunt și altele. Da? Bun. Pe Facebook vreau să-mi scrieți dacă se aude bine.
și dacă funcționează ok pe Facebook. Da? Cred că este un pic diferență, dar le pot vedea, se vede bine. Ok, se aude. Bun. Ok. Așa cum vă spuneam și data trecută, în Reiki sunt 3 grade, gradul 1, gradul 2, gradul 3 și maestria. Eu o să vorbesc în mare, eu o să vorbesc despre fiecare grad, dar esența fiecărui nivel o vor primi doar cei care fac inițieri, da? Pentru că așa este normal și optim pentru fiecare. Inițierea constă într-o serie de acordaje care se fac pe fiecare nivel și în urma inițierii sau reinițierii pentru cei care sunt inițiați și doresc să facă reinițieri. În general, reinițierile se fac cu alți maestri, nu cu același maestru. Deci faci reinițieri cu alți maestri, de aia se cheamă și reinițiere. Pentru a schimba energiile, pentru a spăla karma, pentru reinițierile ajută la această spălare de karma. Da? Ok. Ce face înainte de ce face Reiki? Aș dori să vorbesc și de chakre. Poate mulți dintre voi au auzit de aceste chakre. Se pare că Mikao Usui în Japonia sigur știa de ele, doar că atunci ei foloseau ele venind din India. În Japonia foloseau un alt sistem energetic al corpului. Ei, chakrele există pe corpul nostru energetic. O să încerc să le desenez cât de bine mă pricep eu la desenat pentru a le înțelege și voi. Ei, ce sunt de fapt aceste chakre? Cuvântul chakra vine din sanscrită și înseamnă roată. Deci, chakra este ea arată ca o pârnie în care energia se vede rotindu-se, deci se rotește așa și intră în sistemul energetic al corpului uman. Da? Corpul fizic, pe corpul nostru fizic, sunt identificate 7 chakre mari. Iar aceste 7 chakre mari au un rol foarte bine definit. Ele se pot vedea în diferite culori. Și ele încep pe corpul fizic, le putem găsi pe corpul fizic, începând din zona dintre picioare, acolo este prima chakră, apoi a doua chakră este undeva sub ombilic, a treia chakră este în zona abdomenului, a patra chakră este aici, în zona inimii. A cincea chakră este aici, în zona gâtului. A șasea chakră este între sprâncene. Și a șaptea chakră este aici, în vârtej, în vârful capului. Ei, să nu confundăm chakra aceasta cu cel de-al treilea ochi, care este o altă chakră, un alt centru energetic.
Da? Să mă mai uit și pe chat-uri și la întrebări, dacă au apărut. Ok. Bun. Și acum să luăm fiecare chakra. Chakra, prima chakra, chakra 1, cea care se află între organele sexuale și anus, are o culoare roșie, așa poate fi văzută ea de cei care văd în astral, deci sub forma unei culori roșii. Ca element are pământul și ea alimentează cu energie, informație și algoritm organele genitale. Da? O metodă bună, mi-am adus aminte, o metodă bună de a găsi zonele. Cei care au făcut Reiki, radiestezie cu mine, le-a spus metoda aceasta, o metodă foarte bună prin care puteți identifica zona, nu punctul în care se află chakra. Zona. Între degetul mic și degetul mare, plecați, puneți degetul mic în zona chakrei 1 și începeți măsurătoarea în sus. Da? Și mergeți. Ajungeți aici, chakra 3, chakra 4, chakra 5, chakra 6 și chakra 7 în vârtej. Și așa știți zonele pe corpul fizic unde sunt aceste porți energetice la voi. O să vedeți că difer de la om la om, pentru că fiecare structură, fiecare om are structura lui energetică în funcție de corp, de partea lui fizică. Da? Ei, o să vedeți că chakra 2, acea aflată sub ombilic, la unele persoane este mult mai jos decât, așa cum găsiți în cărți, că este la două degete sub buric. Posibil să fie la o palmă. La unele persoane. Da? Asta nu înseamnă că e incorrect și că nu e acolo. Ea este exact după forma mâinii. Deci distanța dintre degetul mic și degetul mare. V-am zis acum și o măsurătoare a chakrelor. Bun. Chakra, să revenim la chakra 2. Chakra 2 este chakra sacrală. Ea are culoarea portocalie. Este legată de elementul apă și alimentează cu energie, informație și algoritm. Toate organele din zona ei, rinichii, inclusiv rinichii. Da? Cea de-a treia chakră, chakra plexului solar. Deci chakra plexului solar este deasupra buricului. Când o să măsurați, o să vedeți că este în această zonă. Da? Este chakra pe unde noi, oamenii, simțim. Prin această chakra noi simțim când iubim, simțim fluturași, când suntem nervoși și stresați, avem, ne doare stomacul și facem gastrit și ulci. Da? Bun, culoarea acestei chakre este galbenă și în Reiki spune că aparține elementului foc, dar conform elementelor cum sunt pe corpul fizic, ea ar fi tot în zona
elementului apă. Da? Bun. Ea alimentează cu energie toate organele din zona ei, adică stomac, splină, pancreas, ficat, intestine. Din cauza asta zic că aici este elementul apă, este zona elementului apă și alimentează aceste, toate organele din zona ei. Următoarea chakră este chakra inimii, da? Este în centrul pieptului, are ca și culoare verde și alimentează cu informație, energie și algoritm inima, plămânii și o parte din ficat. Da? Bun. Următoarea chakra este chakra gâtului. De aici. Deci imediat deasupra o să vedeți în funcție de posibil să fie aici, posibil să fie aici. Ea alimentează cu energie tot ce înseamnă glanda tiroidă, paratiroidă, esofag. Da. Următoarea și are această chakra, n-am zis, are culoare albastră. Da. Și are legătură cu felul cum noi comunicăm. Da? În Reiki, cei de gradul 2 învață un simbol care se așează doar pe această chakră și care deschide comunicarea. Da? Bun. Următoarea chakra este chakra 6, este de culoare indigo, este aici între sprâncene. Și ea alimentează cu energie, informație și algoritm creierul împreună cu chakra 7. Da? Bun. Ei, chakra de aici din vârful capului are o conectare, este conectată de chakra 1 printr-un tub energetic. Ia, să încercăm noi să facem aici și un desen și să încercăm să-l facem din lateral. Da? Și o să vedeți de ce îl facem din lateral. Acesta este corpul omului. Da? Bun. Deci, am zis că prima chakră este aici, între picioare, a doua este mai sus, a treia este în dreptul abdomenului, în dreptul inimii, aici, în zona gâtului, aici, între sprâncene și în zona capului. Ei, chakra 7 este conectată cu chakra 1 printr-un canal energetic. Să se vadă. Da? Deci chakra aceasta este conectată printr-un canal energetic de chakra 1. Canal care trece prin toate celelalte chakre. Da? Fiecare chakră, am zis că are o formă unei pâni. Exact cum arată o pâni prin care turnăm apă. Deci asta înseamnă că ea arată ceva de genul ăsta, da? Se vede? Se vede. Perfect. Da? O, uite așa. Și așa sunt
peste tot. Deci, fiecare chakra, începând de la chakra 2, 3, deci 2, 3, 4 și 5 și 6. Și asta e chakra 7. Și asta e chakra 1. Bun. Ei, chakra aceasta dintre sprâncene, de aici de la noi, de aici pleacă un pic în jos, așa. Ca să vedeți cum arată pâlnia. Iar aici este în funcție de fiecare și de nivelul de conștiință al fiecăruia, această chakra este mai deschisă sau mai închisă. Ei, chakra, asta vorbeam de chakra aceasta, ea, corespondentul ei, ea pleacă de aici și se duce undeva aici, în acest gol din spatele cerebelului. Aici, la baza craniului. Da? Este un pic aplecată. Așa arată sistemul energetic al chakrelor pe corpul nostru. Iar energia, din cauza asta, chakra este poartă. Energia intră circular. Da? Ea intră circular în aceste chakre. Și iese de partea cealaltă. Da? Și alimentează fiecare organ al corpului nostru. Bun. Până aici. Ia să vedem dacă aveți întrebări. Dacă aveți întrebări, le scrieți. Ia să vedem aici pe chat. Nici pe chat aici. Bun. Dacă aveți întrebări referitor la chakre, le scrieți. Da? Bun. Ei, ce se întâmplă cu aceste chakre? Pentru cei noi, în moment, și pentru cei noi, și pentru cei mai mai vechi, care au cât de cât niște cunoștințe despre aceste porți energetice. Ei, aceste porți au un rol foarte important. De ce? Pentru că ele, datorită lor, noi avem o stare de sănătate și o stare de vitalitate optimă timp de 24 de ore. În momentul în care îți cade vitalitatea în corp, înseamnă că una din aceste chakre are mici deficiențe. Și cum se manifestă aceste deficiențe în sistemul nostru energetic? În primul rând, deficiențele acestea apar prin strangularea, să-i spunem, a acestor chakre. Da? Să fac, uite, că se vede aici. Deci, chakra este, să o fac mai mare, să vă dați seama. Așa. Da? E. Avem emoții negative. Avem
depresii. Ne este ciudă pe vecin, pe afacerea vecinului, pe vecină. Suntem supărați tot felul de supărări datorită vieții, datorită stării în care suntem acum. Ce se întâmplă? Toate aceste emoții mai puțin bune pe care noi le emitem clipă de clipă în sistemul nostru energetic, le emitem de la nivel mental, pentru că această emoție pe care este energie, energie care se duce în sistemul nostru energetic și mai departe în celulă. Ce fac? Încep să se acumuleze aici, acolo unde chakra sau sistemul nostru energetic este mai slăbit, ele percep aceste emoții și încep să se pună programele, de fapt, programele mai puțin benefice, la nivelul chakrei respective. Și se tot acumulează. Și se tot acumulează. Uitați așa. Și la un moment dat, chakra noastră nu mai este așa largă cum era. Și aici se pun, cum se pune la un râu, când vine afluentul, când plouă tare și încep să vină pietre, trunchiuri de copaci și astupă chakra. Nu este deci nu astupă complet. Nu există chakra închisă complet, 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 pentru că dacă s-ar închide complet, imediat ar apărea disfuncții la nivelul organelor respective. Mai picură pe aici ceva. Da? Mai tare așa un pic. Da? Pe aici mai picură ceva. Ei. Și așa se obstrucționează chakra, fiecare chakra, acolo unde acele informații care noi le trimitem prin emoții găsesc portița pentru a se sedimenta. Ei, în momentul în care energia nu mai circulă corect în zona respectivă, organele sunt nu mai primesc cum cantitatea de informații și algoritm optim să funcționeze la capacitate maximă. Și atunci încep ușor, ușor, la nivel celular, celula nemai primind informație corect, începe să se modifice. Și așa apare boala în corpul nostru fizic. Da? Și ne îmbolnăvim. Se îmbolnăvește organul respectiv. Ei, noi ce avem de făcut? Trebuie să curățăm toată această depunere de programe din sistemul nostru energetic. Asta odată, după care omul are de conștientizat care au fost programele care au dus la obstrucționarea, la astuparea acestui centru energetic, care mai târziu a dus la apariția bolii în fizic. Pentru că boala, prima dată, apare în spiritual, în energetic. Din energetic coboară, cum v-am zis, fizic, mental, spiritual. Da? Boala vine invers. Pleacă din spiritual în mental și din mental în fizic. Deci informația din spiritual se duce la nivel mental, rațional. Noi începem să emitem în fizic emoții mai puțin bune, dacă ar fi emoții benefice de iubire, nu s-ar mai ajunge aici. Și atunci apare în fizic boala. Ei, ce avem de făcut? Avem de curățat acest surplus.
În momentul în care, asta este, este prima fază, pentru că degeaba curăț eu prin terapie ce s-a depus aici, dacă omul nu conștientizează ce a dus la umplerea acestei chakre cu informație negativă. Dacă nu conștientizează programele de la nivel subconștient sau din mentalul lui care fac să obstrucționeze acest chakra, imediat programele alea se vor monta la loc și iar vor umple acolo, pentru că este mediul optim pe care, în care omul pur și simplu, noi ne o facem cu mâna noastră. Noi cu mâna noastră obstrucționăm sistemul energetic care duce, de fapt, noi ne îmbolnăvim pe noi și nimeni altcineva. Da? E, acum să vă arăt și cum arată o chakră. Da? Așa este un vortex, o chakră, cum se rotește ea, da? O chakră sănătoasă și așa este o chakră, să dau mai sus, așa. Asta este această chakră de aici. Da? Ei, prin Reiki și nu numai Reiki, sunt și alte sisteme care au tot felul de proceduri prin care curăță și deschide acest vortex, această chakră, la valoarea ei 100% optim de funcționare. Iar aceste proceduri le găsiți în sistemul, dacă mai este vorba de Reiki, în sistemul Reiki și în radiestezie, în ceea ce predau eu. Da? Sunt tehnici specifice pe care le puteți folosi singuri acasă să vă eliberați aceste chakre și să vă îmbunătățiți viața până la urmă. Pentru că acest sistem energetic, dacă a arătat tot sistemul așa, deci noi trăim în momentul, ne luăm după idealurile Reiki. Dacă am trăit în idealurile Reiki, chakrele noastre arăta așa. În momentul în care nu mai ești îngrijorat, supărat și ești cinstit cu tine, adică nu mai ești cinstit cu tine și te minți pe tine, stima de sine scade, nu te mai iubești, nemai iubindu-te conform legii pragului, începi să emiți iubire cât te iubești pe tine. Și tu, dacă te iubești de 4, atât o să emiți și la cei din jurul tău. Și ușor, ușor, chakra ta va ajunge așa. Una, două, trei chakre. Și la un moment dat simți că nu mai ai vitalitate și nu știi, ci că mori cu zile. Vorba aia, a murit cu zile. Da? Era tânăr și frumos și deodată nu mai știau nici doctorii, nu știau ce are. Ei, avea, dar doctorii văd în fizic, în sistemul nostru fizic. Aici văd doctorii. Da? Doctorii văd în fizic, psihologii, terapeuții încep să lucreze în mental, iar terapeuții spiritual, coachii spiritual, se duc mai profund până în spiritual. Psihologii lucrează, mare parte a psihologilor lucrează aici în mental. Lucrează cu mentalul nostru. Și este foarte bine. Foarte bine. Dar mai este un pas mai departe. Cel spiritual. Sunt persoane care au nevoie de psihologi să le se lucreze
pe partea mentală. Iar ei își fac treaba foarte bine acolo, pe partea mentală. Da? Bun. Deci, ați învățat cum arată sistemul energetic al chakrelor corpului nostru. Ia să vedem cum se rotesc chakrele. Chakrele se rotesc levogir în față, dextrogir în spate. Da? Când există tehnică pentru cei care au făcut radiestezie. Există tehnica de curățare care se face pe față și tehnica este mergi, levogir pe față. Da? Pentru că levogir înseamnă invers acelor de ceasornic, dextrogir în forma acelor de acului de ceasului. Deci dextrogir, ceasul merge cum merge? Ceasul merge așa, noi mergem invers. Da? La curățare. Să putem pătrunde. Bun. Alte întrebări. Deci levogir și dextrogir. Și eu vreau inițieri 1 și 2. Se rezolvă. Se aude, totul este perfect. Bun, alte întrebări? Despre chakre, pentru început, eu zic că ajung aceste informații, pentru că cu cât am observat, cu cât dau mai multe informații, cu atât acestea se pierd și oricum omul rămâne exact cu ceea ce are el nevoie să audă. Iar acest sistem al chakrelor, dacă este bine integrat în structuri, în cele trei structuri și sunt înțelese, se mai ridică un pic nivelul de conștiință a omului vis-a-vis de sistemul lui energetic. N-am zis încă o treabă. Fiecare chakră, în parte, creează în jurul corpului un câmp energetic. Deci noi, în jurul corpului nostru, avem 7 câmpuri energetice. Suntem asemeni Pământului. Da? Și Pământul are câmpuri energetice. Are atmosferă, ionosferă, stratosferă și așa mai departe. Așa suntem și noi. Fiecare chakră generează un câmp în jurul nostru. Câmp, deci câmpul care ajung la un om normal, deci normal, ajunge undeva în jur de 4-5 metri câmpul per total. Da? Un om normal și sănătos. 100%. Pentru că în momentul în care apare această obstrucționare a chakrei și chakra este bolnavă și nu mai primește energie, câmpul ei se strânge. O să observați, dacă pentru radiesteziști sau cei care practică radiestezie, măsurați un om cu cancer, toate cele 7 câmpuri sunt la o palmă. Și datorită chimioterapiei, le distruge întreg sistemul energetic. Da? Dacă ești bolnav și măsori câmpul vital, acest câmp, câmpul vital al chakrei 1, o să observați că se restrânge. În momentul în care ai o frică puternică, pur și simplu ai o emoție de aia de frică, de spaimă puternică, toate câmpurile tale se strâng. Ceea ce nu este normal, pentru că atunci ești vulnerabil. Da?
Bun. Acum să mai răspundem și la întrebări. Ia să vedem întrebări. Am aici niște întrebări adresate. Ia. Aici. Bun. Așa cum preluăm la nivel subtil jurămintele și fricile din alte vieți, la fel se întâmplă și cu inițiile făcute în diverse sisteme energetice, adică sămânța unui sistem care îl practicăm acum vine cumva și din trecut și mai apoi îl ducem în viitor. Ei, asta cu sămânța, de exemplu, acum eu sunt inițiat în Reiki. Da? Faptul că acum Universul, Sursa, m-a adus pe calea spirituală și am primit o inițiere Reiki și alt sau în alte sisteme. Fiecare în ce sistem are el inițierile făcute, pentru că nu numai Reiki există, sunt mai multe, sunt mult, mult mai multe sisteme. Asta înseamnă că în trecut eu ca entitate care am fost reîncarnată, în trecutul meu am mai parcurs alte inițieri existente la momentul respectiv. Inițieri care, de fapt, de la o viață la alta, fac ca tu, ca entitate, să începi să crești, să evoluezi. Și atunci te duce pe calea aceasta și ajungi în punctul, la un moment dat, din viață, în care ajungi să faci o inițiere, 2, 3, 5, 7, fiecare cât consideră spiritul lui, cât consideră că are nevoie în viața aia, sau cât de conștient el este în viața respectivă să își crească nivelul de conștiință până la maximul posibil al fiecăruia. Da, dacă ai o inițiere în viața asta și într-o viață trecută, ai avut o anumită formă de inițiere spirituală. Da? Alcoolul este interzis în practica Reiki? Cu ce fel de entități se interacționează? Când îți faci terapie, Nicoleta, nu bei un pahar de vin roșu, pentru că vinul roșu și carnea îți scad nivelul de vibrație datorită programelor din ele. Ce fel de entități interacționează cu alcoolul? Entități specifice celor care beau alcool. Dacă le măsori, pentru că știu că poți măsura, poți vedea care este EBF-ul unei entități care se lipește de o entitate fizică care îi place șprițul. Da? Și vezi exact unde se duce pe minus, până la ce nivel. Da? Care este diferența între absorpția de energie Reiki dintre oameni și animale? De ce efectul Reiki, terapiei Reiki, se instalează mult mai ușor și mai rapid la animale? Este foarte simplu. Pentru că noi, oamenii, avem în cele trei structuri ale noastre, mai ales în primele două structuri, programe care ne blochează programele la nivel de conștiință și conștiență, care ne blochează energiile benefice, acestea, energiile Reiki, care a vorba despre ele. Deci programele acestea, de la nivel mental mai ales, ne blochează să primim aceste energii benefice. Animalele, datorită nivelului lor de conștiință, absorb tot ce primesc. Și din cauza asta, o terapie Reiki se vede diferit la un om și la o pisică, sau la un om și la un cățel, sau la un om și un cal. Da? Dar acum și în funcție de mărimea animalului, terapia se vede mai repede sau mai în timp.
Reiki poate curge prin ochi, nu doar prin mâini. Putem dezvolta această tehnică. Da, energia Reiki curge, 1, prin mâini, cea mai cunoscută, da, pentru că noi ne facem și terapie, da, deci curge una prin mâini, prin suflu, suflăm cu intenția de a trimite această energie peste persoana, mâncarea, animalul respectiv, prin ochi, da, putem emite energie Reiki prin toți porii corpului nostru și putem trimite energie Reiki la nivel de intenție. Da? Sunt mai multe canale prin care noi putem trimite această energie Reiki. În măsurătorile radiestezice, credința în Dumnezeu poate apărea câteodată un pic sub 100. Ce anume face să plecăm la întrupare cu o așa sau mai mic de atât? Pierderea iubirii și a credinței în Dumnezeu ne urmărește în ciclul reîntrupărilor. Posibil să te urmărească credința asta. Din cauza aceasta, în primul rând, se măsoară credința vis-a-vis de noi, de puterea noastră infoenergetică pentru cei cu radiestezie de piec. Deci câtă credință ai tu și piecul ăla crește. Ai credință mică? Având tu credință mică în tine, noi suntem scântei divine. Da? Și noi putem ajunge la un moment dat să fim pe o anumită scară divină. Adică putem ajunge la un nivel de evoluție prin care putem să fim, să spunem, mici zei. Ei, cum arată un om care are niște puteri de a creație atât de mari asemenea unui zeu și cum arată un om care stima de sine, dacă o măsori, este 40. Acolo se vezi diferențele de credință și aceste diferențe se pot vedea inclusiv în viața omului de zi cu zi. Credința. Când măsori credința și nivelul de stimei de sine a unei persoane, vezi și ce are el în viața și cum arată viața lui. Ți se deschide un plan spiritual cu toată viața lui în care tu poți să-i vezi viața. Doar prin măsurarea acestor două. Da? Asta cu sângele la donator, da, sângele pleacă cu toate caracteristicile persoanei respective. De la momentul donării. Da. Și eu am observat un lucru. Sunt persoane care donează, donatori de meserie, iar ei, dacă măsurați repede-ul, voia divină să facă acest lucru, să-și dea din sânge, ei dau pentru că în urmă, dacă se au luat mult și acum trebuie să dea, și sunt persoane care nu au voie să dea sânge, să doneze sânge. Pur și simplu sunt opriți din acest proces de a dona. Sunt diferite forme. Iar dacă donezi pentru că ai o mustrare de conștiință, pentru că vrei să ajuți pe cineva foarte drag ție, pentru că,
există posibilitatea să fii, să primești un fel de, o anumită formă de pedeapsă care poate duce chiar fi pedeapsă fizică pentru faptul că ai dat din sângele tău. Asta o știu personal. Da? Cât e ceasul? Bun. Acum să intrăm. Mai sunt întrebări? Au mai apărut întrebări? Nu mai văd? Sau nu mi-apar mie toate comentariile? Să le vedem. Cum influențează inițierile evoluția personală, DH-ul și EBF-ul? Ok. Cum influențează inițierile evoluția? Păi, orice inițiere, da, creează, în primul rând, o criză de vindecare. Da? Iar criza de vindecare este un proces de purificare a corpului odată și a biosicului, a mentalului și raționalului pe de altă parte. În momentul în care tu faci o inițiere, că faci o inițiere Reiki, că faci 1, 2 sau 1, 2 și 3, sunt care le dau toate, această purificare a corpului fizic și corpului mental duc la o creștere accentuată a evoluției spirituale a acelei persoane. Și nu neapărat evoluție spirituală, ci evoluție personală pe toate planurile. Pentru că prin inițiere, ce se întâmplă? Prin inițiere, inițierea unul la mână. Inițierea, în momentul în care se face, aliniază toate aceste chakre. Da? Inițierea arde toate entitățile, energiile negative, programele din structurile fizic și mental. Până atât cât este permis omului respectiv prin acea inițiere. Asta nu înseamnă că dacă ai făcut inițiere de grad 1, ai ars tot și ești lumina lui Dumnezeu. Arzi exact cât ai nevoie pentru a crește optim în momentul, la momentul la care ești tu. Da? Nu mai mult, pentru că o accelerare a acestor programe s-ar putea să nu fie benefic pentru om. Dar totul se întâmplă în modul cel mai optim și benefic pentru persoana respectivă. Iar sursa, sau Dumnezeu, spuneți-i cum vreți, are grijă să nu creeze dezechilibru în persoană prin inițiere. Deci, fiecare inițiere crește, face ca omul respectiv să crească din punct de vedere al conștiinței lui. Și evoluția lui personală și spirituală se schimbă radical. Poate duce la schimbări de 100% a vieții acelui om. Da? Bun. Ia să vedem ce mai DH și EBF. Păi, EBF-ul, acum pentru toată lumea care se uită, acest EBF din radiestezie este cumul de programe benefice care sunt găsite în cele trei structuri. Da? Ei, prin inițiere, cumulul programelor benefice crește.
Și din experiență am văzut că acest cumul, de exemplu, poate crește până la 10% în urma unor inițiări. De exemplu, dacă aveai un EBF de 65, în urma unei inițieri se poate duce la 70, 72, 75. Da? Important este ce face și omul după inițiere pentru a menține nivelul acest nivel al cumului de programe benefice din structurile lor lui, care au început să se schimbe în urma inițierii, pentru că prin inițiere se ard programele acelea și sunt aduse programe noi. Sunt primiți la inițiere și cei cu EBF de 65, normal, da, dar cei care au un EBF de 65, eu îi trec printr-un proces de curățare prima dată pentru a armoniza cele două structuri, fizicul și mentalul. Le fac o serie de curățări pentru a le îmbunătăți acest EBF, să-l mai ridic un pic, și îi fac inițiere pe gradul 1. Da? Pentru cei care au EBF-ul acesta de 65. Cine nu mă aude? Cristina. Mă auzi pe Zoom? Pe Zoom se aude sigur perfect. Bun, mai sunt întrebări? Cât este ceasul? Este ora 8. Suntem de o oră. Aștept întrebări de la voi. O întrebare vă pun și eu. Ați dori să facem și meditații scurte? Adică foarte scurte, prin care ia să vedem că mi-a mai pus cineva aici o întrebare, dar să nu scop și această întrebare. Ok, ia să vedem noi. Există ceva riscuri în momentul inițierii și dacă contează cine îți face inițierea? Riscuri în momentul inițierii nu există. Da? Singurul risc este să nu-ți facă inițierea bine. Și atunci efectul ei efectul inițierii să nu fie 100. Da? Este important. Dacă întrebi un maestru Reiki care nu face radiestezie, îți va spune că inițierea poți să o primești de la oricine. Dacă întrebi un maestru Reiki care face și practică radiestezie, el îți va spune că inițierea este bine să o primești de la maestrii care au acel EBF de care vorbeam, minim 82 în momentul inițierii, în momentul în care îți face ție inițierea. Pentru că altfel există posibilitatea să îți descarce în structurile tale și programe mai puțin benefice, pentru că prin inițiere maestru descarcă și din structurile lui. Există posibilitatea să descarce programe, dacă are EBF-ul de un EBF de 72 ca maestru Reiki,
nu are ce căuta, nu are, deci nici măcar nu are voie să facă inițiere la EBF-ul acela. Deci e important cine îți face această inițiere, ce maestru. Pentru că sunt acum tot felul de maestri Reiki. Este important cu cine faci inițierea în Reiki. Gradul 1 și 2. Acum, sunt și maestri care dau toate trei gradele. Eu personal dau la început 1, maxim 2. Ia să vedem ce întrebări mai sunt. Așa, eu nu știu cum se face o meditație corectă, poate ar fi util de aflat. Nu ar trebui să ajungem la maestru cu acel... Nu ar trebui să ajungă maestru cu acel EBF mic. Pot ajunge maestri și cu acel EBF mic. Să știi. Pentru că nu toți maestrii măsoară și pot primi maestria pe baza N motive. Da? Atunci, dacă acceptă el ca elev de gradul 3 să primească o maestrie știind că el nu este cinstit cu el și că nu a ajuns din punct de vedere al conștiinței la nivelul de maestru să poată da mai departe inițieri, asta ține doar de persoana respectivă. Da? Doar astăzi trăiesc cinstit. Deci ține de el, de cinstea față de el și în momentul în care el nu este cinstit cu el, cât ești cinstit cu tine, atât ești cinstit și cu cei din jurul tău. Da? Bun. Ia să mai vedem. Deci, Lulia, i-am răspuns. Să revenim, dacă nu mai sunt întrebări, toate comentariile. Mai puteți lăsa întrebări sub video. Păi nu sunt măsurați înainte de grad. Nu sunt măsurați, pentru că sunt maestri care nu au făcut radiestezie și dacă nu au făcut radiestezie, maestri respectiv nu măsoară, ci fac instinctiv. Dau maestria cuiva, cine vine la el să îi dea maestria, pe baza mai multor, nu știu, sunt maestri care nu măsoară. Și posibil să le scape și lor că acea persoană nu ar trebui să primească acea maestrie. Mai sunt și erori în sistem. Da? Bun. La sfârșitul acestei luni, deci la sfârșitul acestei luni, pe data de, numai un pic, deci voi face voi începe o nouă grupă de radiestezie pe cât, așa, pe 23 mai. Deci pe 23 mai vine într-o sâmbătă, încep o nouă grupă de radiestezie începători. Această grupă de radiestezie începători, acest curs va fi online. Este primul curs online de începător pe care îl fac, pentru că cu nivelele mari deja am făcut cursurile online în continuare. Cine dorește
să se înscrie, o pot face, ia să vedem. Să intrăm aici să vedeți. Și cred că se poate, ia să vedem. Merge mai greu pentru că bănuiesc că este și transmisia. De pe Facebook. Deci puteți intra, cine dorește să se înscrie la cursul de radiestezie .ro și acolo partea de sus este curs radiestezie. Nu, nu-i place, deci nu, nu pot să șeruiesc să vedeți, dar vă uitați voi. Deci în partea de sus există curs radiestezie și intrați pe nivelul începător și acolo vă puteți înscrie la curs. Numărul de persoane pentru acest curs îl păstrez, cu toate că este pe online, îl păstrez tot la 10 persoane, maxim 12, nu mai multe, pentru a putea interacționa cu fiecare și a putea duce și a învăța fiecare pas optim. Dacă sunt mai mulți, nu, nu este ok. Deci sunt 10, maxim 12 locuri. Plata cursului se face online, prin eu plătesc, securizat și foarte simplu, iar cursul se va ține pe Zoom. Deci nu va fi aici pe Facebook, se va fi pe Zoom, pentru că Zoom-ul merge și funcționează bine pentru acest model de cursuri. Da? Cine doresc inițieri, am văzut acolo că erau persoane care doreau și inițieri. Să mă anunțe, îmi pot trimite mesaj pe, aici, pe Romeo Botezatu, pe Facebook. Inițierile le fac tot online. Online. Da, la distanță. Le fac tot la distanță, dar le fac prin WhatsApp. Adică ne vedem în momentul în care fac inițierea. Nu fac inițiere la grup, fac inițiere individuală pe online. Da? Și în care predau și cursul. Cine dorește inițiere, tot la fel, se înscrie tot pe site, pe romeobotezatu.ro, acolo la programe spirituale și acolo sunt inițieri Reiki, gradele 1, 2, 3 și vă înscrieți pentru inițieri. Reinițieri, cine doresc reinițieri. Reinițierile celor care au făcut Reiki cu mine. Reinițierile vor fi făcute de soția mea, de Mirela, pentru că așa este bine să nu fac reinițieri tot eu cu elevii mei, reinițieri cu un alt maestru. Și cine o preferă pe Mirela, sunt bineveniți să fac reinițieri. Bun. Pe vineri, pe 15 mai, de la ora
19, soția mea, Mirela Botezatu, va ține un seminar foarte, foarte frumos despre integrarea feminității. Deci este un seminar dedicat femeilor. Mai sunt 3 locuri, doar 3 locuri disponibile, atât. Ele au fost 22, mai sunt doar 3 locuri disponibile. Seminarul costă 44 de lei. Pot veni și bărbați care nu au integrat feminitatea, dar în general este pentru femei. Sunt și bărbați care au nevoie să integreze feminitatea. Bun. Pentru seminarul Mirelei de vineri, tot la fel înscrieți aici sau în privat pentru cele 3 locuri care au mai rămas disponibile. Deci, seminar despre integrarea feminității pentru doamne. Da? Uite, Florentina, îți păstrez un loc și ție. Cum să nu? Deci mai sunt 2 locuri. Din 3, deja unul a fost ocupat. Bine atunci. Ce să vă urez? O seară plăcută în continuare. Ne vedem la următorul seminar. Toți cei care doriți să primiți informații cu privire la seminarele care le țin săptămânal, Încerc să le fac săptămânale, dacă nu la 2 săptămâni. Dorința mea ar fi să vă înscrieți acolo pe site, la mine o să apară o căsuță galbenă în care vă puteți înscrie cu mailul și primiți informații despre toate seminarele, cursurile pe care eu le susțin de la o săptămână la alta, lunar, prin tot ceea ce eu predau. Da? Sau inclusiv acolo vă înscrieți, după care se vă puteți înscrie și la terapie, numai la cursuri, pentru că facem și eu și Mirela terapii, inclusiv terapiile, și acum le facem individual, pe online, până trece această perioadă. Da? Ok. Bine atunci, vă urez o zi, de fapt o seară plăcută în continuare. Ne vedem data viitoare, dacă am mai apărut vreo întrebare, dar... Cercurile colorate de pe ceacră sunt pe orizontală sau în jurul nostru? În jurul nostru, deci Cristina... cercurile colorate de la ceacre sunt de jur împrejurul nostru. Depinde acum fiecare cum vede în astral. Dar dacă măsori un câmp, eu nu am întâlnit până acum câmpurile acelea perfecte de ou la oameni. Doar după inițiere încep să se uniformizeze, să ia acea formă. Atunci, după inițiere, după care iar încep să apară disfuncționalități în câmpuri. Dar asta o să mai vorbim. Da? Ok. Da, cercul este în jurul, câmpul este în jurul nostru, câmpul nu e în sus. Bun. Atât pentru această seară. Ne vedem la următorul seminar. Bun. Ce s-a întâmplat aici? Bine.
O seară bună! Ne vedem data viitoare. Mulțumesc tuturor celor care au participat, care au fost alături de mine, care mi-au pus întrebări. Aștept întrebările voastre în continuare pentru următoarele seminarii. Aveți curajul să scrieți întrebări. Treceți peste această frică și scrieți întrebările voastre cu tot ce nu ați înțeles sau vreți să aflați. Da? Bun. Seară bună! La revedere, ne vedem data viitoare!